spune aici, în textul care s-a citit, duhurile necurate, când îl vedeau, cădeau la pământ înaintea lui și strigau: Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dar el le poruncea îndată, în mod categoric, să nu-l facă cunoscut. Oarecum se prezentau aceste duhuri necurate? Dădeau ceva, niște făpturi mai speciale? Niște persoane altfel decât ceilalți oameni? Cu siguranță că erau tot oameni la înfățișare, dar care erau posedați de aceste duhuri și aceste duhuri puteau să mărturisească: Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Aceste duhuri simțeau această prezență, această putere a lui Dumnezeu. Domnul Iisus a avut ca nimeni altul această putere a duhurilor necurate, asupra duhurilor necurate. Știm că și ucenicilor, când i-a trimis doi câte doi, le-a dat și lor puterea aceasta ca să scoată duhurile necurate din oamenii care erau posedați de aceste duhuri. Și au fost situații în care ucenicii au încercat să scoată aceste duhuri și nu au putut. Și l-au întrebat pe Domnul Iisus: Noi de ce n-am putut să scoatem duhul necurat din copilul acela? Tatăl venise cu copilul bolnav, care era posedat de un duh, la ucenici. Și ucenicii n-au putut să facă această eliberare de duhul acela necurat. Și ucenicii l-au întrebat pe Domnul Iisus. Probabil în alte situații au putut. Dar în această împrejurare n-au putut. Și atunci Domnul Iisus le spune că acest soi de dragi nu iese afară decât cu post și cu rugăciune. În altă ordine de idei, mulți oameni veneau la Domnul Iisus să-L asculte și mai ales aveau și privilegiul acesta să și vadă lucrările pe care le făcea Domnul Iisus, și mulți din ei aveau un privilegiu în plus ca să-și plece și vindecați acasă. Iată ce beneficiu ca să stai înaintea Domnului Iisus Hristos, ce beneficiu să te rogi Domnul Iisus, și, cum spunea și fratele Cornel, să stai în meditație, în cercetare, și cum Dumnezeu poate să lucreze în aceste momente de cercetare, de meditație, în acela care stă în poziția aceasta la picioare Domnului Iisus Hristos, să cerceteze, să mediteze, să cugete la cuvintele Lui. Într-o împrejurare, Domnul Iisus le spune ucenicilor care îl ascultau: Voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care l-ați auzit. Iată, cuvântul făcea această lucrare în inimile lor și în inimile noastre, de înnoire, de purificare, de sfințire. Cuvântul are această putere. Cât stăm
cugetăm la cuvântul Domnului. Asta o putem experimenta și poate să fie experiența fiecăruia în parte. Spune în versetul 13, în urmă Iisus s-a urcat pe munte, a chemat la El pe cine a vrut și ei au venit la El. Mă gândeam acum la acest detaliu. Domnul Iisus a chemat la El pe cine a vrut. Oare este vorba de vreo discriminare în ceea ce făcea Domnul Iisus între aceștia pe care a vrut să-i cheme și ceilalți? Cu siguranță Domnul Iisus cunoștea inimile ucenicilor. În capitolul 1 am și ar vrea să le citesc textul acesta, un pasaj care se intitulează Chemarea primilor ucenici, versetul 16. Pe când trecea Iisus pe lângă Marea Galilei, i-a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o plasă în mare, căci erau pescari. Iisus le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată, ei și-au lăsat plasele și au mers după el. A mers puțin mai departe și a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care și ei erau într-o corabie și își reparau plasele. Îndată i-a chemat și ei l-au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei care lucrau pe plată și au mers după ea. Vedem o însușire la acești ucenici că au fost dispuși îndată ca să-L urmeze pe Domnul Iisus. Au lăsat totul și L-au urmat pe Domnul Iisus. În capitolul 2 ni se spune despre chemarea lui Levi, care era la vamă și care avea și acesta niște obligații acolo, niște răspunderi. Dar și Levi, chiar dacă avea aceste răspunderi și obligații ale postului, probabil că a vorbit cu un coleg, i-a lăsat toate documentele, bani, și l-a urmat pe Domnul Iisus. A fost dispus ca îndată să lase totul și să-L urmeze pe El. Și aceștia, 12, au fost selectați de Domnul Iisus. Pentru că au fost mai mulți ucenici, spune cuvântul, și de 70, care au fost ucenicii Domnului Iisus și pe care i-a trimis în lucrare. Dar când Domnul Iisus Hristos le-a spus niște cuvinte mai tari pentru ei, nu au avut puterea aceasta să înțeleagă această vorbire a Domnului Iisus Hristos, li s-a părut prea de tot, nu erau obișnuiți cu asemenea cuvinte, cine mănâncă trupul meu și cine bea sângele meu, va fi ucenicul meu. Și spune cuvântul că aceștia l-au părăsit pe Domnul Iisus. Dar nu ne spune cuvântul că Domnul Iisus s-ar fi dus după ei să-i roage, veniți înapoi. Ce ați făcut, n-am? Vă mai explic încă o dată. Au plecat. Dar cu siguranță aceștia
n-a avut disponibilitatea aceasta ca să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos în orice împrejurare, în orice situație. N-a fost gata să lase totul. Și au fost și alții care s-au oferit să-L urmeze. Și Domnul Iisus le-a spus, știind ce este inima lor, știind că se vor potigni mai târziu, le-a spus, vulpile au vizuin, păsările cerului și-au cuibul, dar Fiul omului n-are unde șodini capul. Dacă mă urmați pe mine, veți avea parte de suferință, de batjocoră, de împotrivire și multe alte lucruri de care voi vă veți potigni mai departe. De aceea consider că n-a fost o discriminare când Domnul Hristos spune cuvântul că pe cine a vrut El a ales și a chemat, și Domnul Iisus Hristos știa mai dinainte despre ceea ce va face fiecare. Am putea să ne punem întrebarea cu Iuda. Dar oare nu l-a cunoscut Domnul Iisus mai dinainte pe Iuda? Oare nu știa Domnul Iisus că Iuda va fi cel care îl va vinde? Desigur, Domnul Iisus știa. Dar Domnul Iisus știa și ce scriau Scripturile. Cele astea sunt Scripturi. Și trebuia să plănești pe Iuda. Și Domnul Iisus a făcut după Scripturi, iar Iuda a făcut și el, cum se zice, nu a știut el că este vorba despre el, dar a făcut voia celui rău. Și în felul acesta, Iuda a devenit un exemplu ca un fiu al pierzării. Cu siguranță că și Iuda a avut și el șansa lui. Când a văzut ce s-a întâmplat, pe cine a trădat, pe cine a vândut, n-a mai avut liniște și pace. Și a plâns, s-a strigat, s-a dus la preoți. Am vândut sânge nevinovat. Răspunsul a fost acesta. Ce ne pasă nouă? Când apelăm la oameni în diferite situații de criză, putem să primim răspunsul acesta, ce-mi pasă mie de problema ta? Ce-mi pasă mie din cazul tău. Însă singurul care îi pasă este Domnul Iisus Hristos. Când slăbănogul acela spune, Doamne, n-am pe nimeni care să mă ajute. Când ajungi în situația aceasta de faliment, când nu mai vezi nicio scăpare, când nu mai vezi pe nimeni care să-ți vină în ajutor, atunci rămâne un ajutor sigur de la Domnul Iisus Hristos. Și a dovedit acelui om paralizat, dacă nu mai ai pe nimeni de pe pământul acesta,
din neamul tău, din tovarășii tăi, din cei ce te înconjoară, mai te nimeni. Și iată, el spune, ridică-ți patul și umblă. Nu a mai fost nevoie să-l ajute cineva să ducă la scădătoare, să intre în apă, ca să fie vindecat, ci a fost nevoie de un cuvânt. Ridică-ți patul și umblă. Și a fost vindecat. Ales din 3:12, care să-i aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască. Le-a dat și autoritate să vindece bolile și să scoată demoni. I-a ales ca să-i aibă cu sine și să-i trimeată să propovăduiască. Într-adevăr, ucenicii care au avut harul acesta să răspundă la chemarea Domnului Iisus Hristos și să fie foarte apropiați de Domnul Iisus Hristos, acești ucenici, într-adevăr, au împlinit această slujbă care le-a fost încredințată. Duceți-vă până la margine pământului și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Acești ucenici au fost dispuși chiar să lase totul. Dumnezeu are și cu noi fiecare un plan. Și spune cuvântul că sunt pregătite lucrările mai dinainte pe care noi trebuie să le facem. Au fost pregătite de El. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Așa cum zicea și fratele Cornel, Domnul, să ne ajute ca în meditație, în cercetare, Domnul să ne descopere lucrările Lui, Domnul să ne descopere planul Lui pentru fiecare personal și cu siguranță Domnul este acela care ne va da și autoritate și putere ca să împlinim acest plan al Lui, să ducem la bun sfârșit această lucrare pe care ne-am primit-o. Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amin. Amin.